Salutare, oameni buni! Suntem în Craiova, în apropierea stadionului de fotbal. Și împreună cu 7 tineri, membri ai Asociației Creștine Ortodoxe ASCOR, împărțim pliante prin oraș. Este multă lume și am ieșit să împărțim pliante oamenilor și să îi invităm la vot pe data de 7 octombrie. De aceea, dragi creștini ortodoxi, pe data de 7 octombrie, ieșiți la vot, la referendum, toți cei care vor vedea acest mesaj pe YouTube, ieșiți la votul pro-normalitate, la votul pro-familia normală. Familia este atacată din ce în ce mai mult de legile internaționale, de agenda sorosistă, care vor să destabilizeze România cel mai mult din punct de vedere moral. Uitați tânărul acesta cât de mult depun, efort depune pentru... Ați auzit că se organizează un referendum pe 6-7 octombrie? Da. Știți despre ce este vorba? Nu, dar nu. Este vorba de schimbarea unui articol din Constituție care nu este așa. Familia se întemeiază pe căsătoria dintre soț. Uitați cât de mult efort depune pentru a lămuri oamenii. Dragii mei, inițiativa aceasta este cu scopul ca legea să se fie menționat în Constituția României, anume că familia să fie constituită dintre un bărbat și o femeie, nu dintre doi bărbați și nu dintre două femei, într-un mod care este anormal, dragii mei, ci femeia și căsătoria să fie constituită dintre un bărbat și o femeie. De aceea ieșim în stradă, împărțim manifestații, împărțim pliante oamenilor și vrem să facem public lucrul acesta și pe canalele media, ca tot mai mulți oameni să iasă la vot. Trebuie să fim 6 milioane de români pentru a obține de la guvern normalitatea. Dragii mei, suntem presați de legile internaționale să avem o lege care este contra neamului nostru, să avem o constituție care este contra normalității, să recunoaștem căsătoria dintre homosexuali, dintre lesbiene. Haideți, dragii mei, frați și surori, să ne arăturăm țărilor puține care încă se mai luptă pentru normalitate, care au spus nu și au întors spatele ocultei mondiale, și să fim printre aceia, neamul nostru românesc, care să fim pro-familia normală, să susținem căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Ieșiți la vot pe data de 7 octombrie, votați familia normală, votați căsătoria dintre un bărbat și o femeie.